copil. Cerebel și Elena versus Alessia vin în platou pentru o savuroasă bătălie a generațiilor, care se lasă cu destăinuiri și provocări una și una. Imediat! Sper că ați observat, da? Avem grafică nouă, avem decor nou. V-am zis, suntem aici uite, cu blocurile noastre, cu clădirile noastre din București, știu că nu? E foarte drăguță. Frumos. Uite, acolo e Berceniu. Păi da, mai la spate. Mine. La mine în Berceni. La tine în Berceni, exact. Am mutat. Da, exact. Bravo, Ciucă. Foarte frumos, foarte frumos. Ia uite, bă, băiatule. Acolo e și pe moșilor. Mie nici nu-mi plăcea New York. Exact. Și eu zic că e mai bine așa și chiar arată foarte bine și vă mulțumim pentru mesaje că și oamenii sunt foarte încântați și le place exact cum arată casa noastră aici la emisiune. Oameni buni, iar acum îmi face mare plăcere să invit o colegă, o eroină, oameni buni, chiar pentru că a trecut prin multe momente cumplite după naștere, dar finalul, asta contează, e unul fericit, se aud în spate copiii, e vorba de Ramona Păulean care este aici cu minunile ei, Alexandra și Luca și copiii pur și simplu nu mai vor să aștepte Ramona Păuleanu! Mamă, ușor, nici nu știu cum să te ajut. E dornică de atenție, gata. Bună, bună. Hei, salut Luca, salut Alexandra. Mamă, deci nu pot să cred. Luca arată ca un ursuleț. Hai, încearcă să-l iei pe Luca, pe Luca deja. Bun, hei, salut Luca, ce faci, cum ești? Ce faci? Hei, eu sunt prietenul tău, Măruță. Haide să stăm pe canapea și avem și Suzy. Hei, hei, bună Alexandra. Uite. Bă, Alexandra, vreau să-mi spui în primul rând, de unde ai culoarea asta a ochilor? Toată lumea mă întreabă și mă simt oarecum vizată. Pe cine moștenește? De unde are copilul ochii așa? Bunici, bunica, mame, neam? Bunica din partea tatălui. Perfect, am înțeles. Da, Alexandra, aici e emisiunea la Măruță. Bine ai venit, asta ziceam și eu, să iei un loc. Ah, zice că îi place cum am făcut noi decorul, Ciucă. Asta ziceam mai devreme. Și aici îl avem pe Luca, prietenul nostru, da? Care vrea și el să vă arate degetul și să vă spună că a venit la emisiune și că totul este în regulă. Îți sus degetul, arată așa, Luca. Batem palma? Batem 5? Hai. Lasă, poate tu mai târziu. Tu ai avut nevoie de ceva scandal în emisiune, rog, nu? Te rog să luăm un loc aici. Bună, bună! Vă rog frumos. Ramona Păuleanu, oameni buni, este alături de noi cu Luca și cu Alexandra, gemenii. Cât are acum, Ale? Au un an și 5 luni acum. Chiar, da, amândoi cât au, nu? Am întrebat cât are Alexandra, cât are Luca, dar fiind gemenii, cred mulțumesc, că... Mulțumesc, mersi da, mult de tot. Fiind gemeni de asta. Măruță, gemenii sunt nasc în același timp, să știi, adică la diferență de... Cine a fost primul? Ia. Alexandra prima dată și apoi Luca. Perfect. Tu știi că noi știm povestea ta și ce mamă puternică ai cât a luptat cu tine? El foarte este cel tare. Puternic, nu eu. Păi și tu ești puternică și el este foarte puternic că nu s-a dat bătut și el a zis, știi ce? Exact. Și a zis, eu vreau să trăiesc și eu vreau să devin o mare. Dar o să mai zică, mamă, nu o să uit niciodată că m-ai dus în emisiune la Măruță cu fesul ăsta pe cap. Și noi o să-i spunem, stai liniștit că așa erau vremurile, tu nu vezi ce sacou aveam și eu? Haideți să luăm un loc. Nu, da, de asta spun că ce sacou am și eu, pentru că mi-aduc aminte, hai, am văzut niște imagini de acum 15 ani când am început emisiunea, că noi chiar am început acum 15 ani, mamă, și aveam niște sacouri, ciucă și niște pantaloni evazați. Da, știu. 3 numere mai mari, dar așa erau vremurile atunci, așa era moda atunci. Iar acum, practic, Ramona este cu noi aici. Spune-mi, cum e mămico? Cum să fie? Uite, așa este. Ok. Sunt la dispoziție. Perfect, la dispoziția da, lor. Da, sunt la armată. Opa, stai că am vrea și Luca acum. Păi, da. Perfect, haide Luca, mergem la plimbare. Stai un pic. Stai un pic, am niște probleme la ligamente, da, la stângul. Pace, lasă-l în pace, sper okay, că Luca. Nu se întâmplă nimic. Lasă-l singur. Lasă-l singur? E da. Sigură? Luca, stai, că are prea mare viteză. Opa. Calm. Unde te duci? Păi știi ce mă bucur când îl văd pe Luca? Nu pleca. Îl văd sănătos după 8 luni de stat în spital, nu? 8 luni da, a stat? Da, 8 luni și jumătate. 8 luni și jumătate și uite cât de bine și-a revenit. Incredibil. Este acum la început cu mersul, de aia se grăbește, dar suntem pe drumul cel bun. Deci sufletul ăsta a stat 8 luni și jumătate în spital, da. Și nimeni la un moment dat la început nu-i mai da nicio șansă, iar acum merge prin platou. Da, pe mine vrei să mă iei de mână, dar cum să nu? Opa, așa. Hai, Luca, hai să și acum aici. Se plimbă perfect prin platou. A început recuperarea, cum e? Păi el face recuperare de când a venit acasă. Și asta atunci cum merge recuperarea? Păi merge foarte bine, drept dovadă că a început să meargă singur. E greu, e... E greu că plânge de fiecare dată, nu vrea să facă, dar trebuie. Perfect, fără ajutorul ăsta nu știu cum ar fi... Care, opa, e cineva acolo care ne ajută. Haideți, Alexandra, stai un pic. Știu ce trebuie să fac. Ăsta este momentul în care eu o să-i cuceresc pe copii. Hei,
Hei, ce avem noi aici? Slavă Domnului, dă-le ceva de făcut. Dă-le Alexandra! Da, haide. Ia uite ce ți-a luat. Stai să vezi. Ia uite. Ei, dacă se sperie de el. Haide, Alexandra! Și stai un pic, am și pentru Luca. Îți spun, care cei pasionează acum televizorul, pentru că acasă nu văd niciodată. Da? Da, și când văd un televizor pe undeva, se uită la televizor. Și acum e și televizorul ăsta mare în care se... Uite, Alexandra, pentru tine. Ia uite. Zi, mulțumesc. Un cățeluș. Un iepuraș. Un iepuraș. Iartă-mă. Un iepuraș, da? Un iepuraș. Și, Luca, uite ce avem și pentru tine. Luca stai face, că... face cum face cățelul. Da. Nu e mama cățelului, e iepuraș. Și uite, avem și un iepuraș. Și ăsta trebuie să aibă butonul undeva. Du-te după el repede. Ia uite, Luca. Ce zici? Gata, mă, a început treaba, Ciucă. Eu zic să te pregătești. Stai acolo. Ramona, stai că avem și niște imagini pe care e bine să le vadă cei de acasă. Uite, ia un loc aici, te rog. Pentru că vrem să ne spui cum e viața ta cu gemeni. Da, vrei acolo? Ia, stai acolo cu ei. Numai o secundă. Hai, să luăm aici un loc. Să vină facem și, interviu așa. Să vină și Elena să ne ajute? Dacă vrea. Elena, te rugăm, când vrei tu. Noi suntem aici, nicio problemă, dar uite, stau copiii cu minți. Uite-l pe Luca ce cu minte stă. Uite-o pe Alexandra ce cu minte stă. Foarte frumos, sunt fascinați de jucărie. Da. Știi ce vreau să te întreb? La un moment dat citisem povestea de spitalul în judecată, mai e sau da, mai da, înaintat? Da, da, da. S-a înaintat? Dar durează foarte mult. Acum suntem la faza de expertiză. Da. IML. Adică trebuie să facă lui o expertiză, să facă o evaluare și să facă un dosar. Dar o să dureze ani în șir. Dar ani? Nu ne dăm... Da, ani. Tot durează un proces nu de genul acesta. Nu te întreb dacă aveți avocat. Avem avocat. E soțul tău, nu? Da. Și el e... implicat în toată această poveste, este, mi se pare normal. Este implicat, dar ne reprezintă altcineva de la el, de la societate, nu el. Da. Dar da, o să dureze, numai acum, că nu, pe nu Luca, renunțăm. Că și-a revenit și că face progrese uriașe, e, cred că, o liniște așa, nu? Doamne, eu mi-aduc aminte de toate dățile alea în care îi întrebam pe medici, ați mai văzut un copil ca el care să meargă? Ați mai văzut un copil ca el care să fie ok? Mai sunt cazuri de copii în situația lui care să fie ok și să nu fie o legumă, adică nu doar să supraviețuiască, să fie copil normal. Da. Și mi-au spus că mai sunt cazuri, excepții, exact, nu regula, excepția. Și acum mă bucur că el poate să fie un exemplu, că i-am scris și doamnei doctor zilele trecute, unul dintre medicii care l-au avut în grijă și i-am spus, zic, mai țineți minte când vă întrebam de fiecare dată dacă aveți un exemplu concret de copil care să-și fi revenit și să fie ok și să meargă. Uite, acum puteți să-l dați și pe el exemplu, ca să fie un... Da, Luca, acum ai făcut toate investigațiile și, practic, are de recuperat doar la treaba asta de greutate, înălțime, nu? Să o ajungă pe Alexandra din urmă. Diferența așa mare nu este de înălțime, e de greutate, dar... pentru un copil cu atâtea probleme respiratorii și așa mai departe, nu are greutate foarte, foarte mică. Dar noi ne dăm silința, adică să mănânce cât mai bogat caloric. Deci, practic... Nu, el trebuie să recupereze pe partea motorie. Are, e o diferență între ei, adică ea aleargă și el abia a început să meargă singur. Da, și se asta, grăbește. Dar sunt alți copii care încep să meargă, nu este nicio problemă. Să meargă mult mai târziu și nu e o problemă. Da. Nu, știi cum e, ferească Dumnezeu, asta să fie singura problemă. Păi adică... nu avem nicio problemă deosebită, să spui, are un... Să dai seama ce minune? Da, este. Ce, vrei să-l batem? Ce ți-a făcut? Doamne, ce minune! A speriat-o cu ceva și ce acum vrea să-i dăm nana. Tot. Ce mă bucur mult de tot pentru voi, Ramona. Vrei să-i dăm nana? Îi dăm nana. Uite, na. Și acum vine protecția. Da. Nu, asta e limita sau ce? Da, exact. Asta e purașul de Paște, este prietenul nostru. Alexandra, hai că-l oprim. De unde se oprește? Gata. Salut! Da, gata. Asta imită, gata. Perfect. Nu mai face asta nimic lipsa, acum. Asta îți lipsea în casă, un iepuraș care se imite absolut tot ce se întâmplă. Și eu zic să aveți grijă la iepurașul celălalt, că l-au luat-o la fugă. Haide să ne uităm un pic cum arată viața colegii noastre, Ramona Păuleanu. Acum sunt geloși, știi, de ce, foarte de ce puternică. Elena a luat-o pe ea, de ce eu l-am luat pe Luca, de ce... Eli? Luca? Alex?
Hai, Alex, dă-i Suzeta înapoi. Dă-i Suzeta înapoi. Dă-i Suzeta. L-ai păcălit? Ia mâna de pe ea. Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Suspectul principal în acest caz, acest băiețel de 1,4 ani, stătea liniștit în pătuță înaintea atacului. Alături o avea pe sora sa, geamănă, cu minte și ea. Dezastrul însă s-a dezlănțuit curând când amândoi au pus ochii pe aceeași jucărie. Iată jucăria. Au început inițial să tragă de ea când în stânga, când în dreapta, dar când agresorul și-a dat seama că nu va câștiga în acest caz, a recurs la forță fizică. Știa că nu va câștiga pentru că sora sa este un pic mai dolofană și îl cam domină. Așadar, a atacat-o mârșăvește în zona feței, în zona ochilor. Trebuie menționat în acest caz faptul că băiatul avea și unghiile foarte lungi, așa că putem vorbi despre un caz cu premeditare, pentru că în urmă cu 2-3 zile a refuzat vehement să îi se taie. Amândoi au început să țipe la aceste urlete, au intervenit de urgență, forțele de ordine, adică mama, care i-a separat fără prea multe cuvinte. Din fericire, victima nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă agresorul va rămâne în spatele gratilor acestui pătuț pentru următoarele 30 de zile. Mai trebuie menționat faptul că vecinii au spus că nu vor depune reclamație pentru poluarea fonică. Atât de aici, la revedere! Pa, pa! Mi se pare superb. A fost alături de noi colega noastră de la știri, Ramona Păuleanu. Să rămână, ți-e dor. Ți-e dor și transmis din casă cu copii. Dar știi, trebuia când să fac și eu ceva. Eram atent aici, la ce se întâmplă, și odată aud vocea și zic, bă, ce trebuie, ce s-a întâmplat? Adică exact ca la știri. Cu telefonul. E, cam s-a cadat așa un pic, dacă mă vede șefa mea. O să-mi atragă atenția. Totuși nu erau, cum să zic, erau niște condiții destul de grele. Vitrege. Adică nu știi câte duble am dat până mi-a ieșit asta, că râdeam, Elena m-a filmat. Da. Și am râs în continuu, nu puteam să mă abțin. Vezi unde pleci. Mă bucur foarte mult pentru voi, sincer, pentru că mi-aduc aminte când am citit prima dată știrea asta, apoi când am povestit aici la emisiune și numai părinte să nu fii când citești lucrurile astea. Și uite, acum când te văd zâmbind așa, e foarte tare. Și felicitări. Nu știu dacă simt tare. Și asta și alți părinți. Acum, dincolo de boli și de toate suferințele, iubesc atât de tare că mă sperie câteodată gândul ăsta. N-am crezut că poți să iubești pe cineva atât de mult. Și că de prima dată când am realizat cât de mult te iubesc, m-am speriat foarte rău și am început să plâng. Că nu... Este prea multă iubire, înțelegi? Nu mai concepi viața altfel, nu mai e totul diferit. Adică știi foarte bine. Asta e și cred că cei care au copii înțeleg foarte bine acest lucru. Să-ți trăiască, să vă trăiască. Mulțumim foarte mult. Sunt superb și mă bucur când îl văd pe Luca. Exact cum zici tu, bă, merge singur prin platou, se plimbă. Un copil care a stat 8 ani și 8 luni și ceva la spital. Iar tu întrebai medici, o să meargă, o să fie bine, știi? Adică... Luca exersează acum mersul la hartă, că vine în locul lui busul. Ok. Peste 20 de ani îi ia pâinea de la gură. Dar am înțeles că au un program așa foarte... La 5:30 dimineața e trezirea? Mai nou, da. De ce? Întrebați-i pe ei. Am înțeles. De ce? Nu știu, că probabil au o regresie de somn, dacă o exista așa ceva, nu știu ce am mai citit și eu. Ideea este că la 5:30-6 sunt în picioare și pe noi ne-a cam terminat lucrul ăsta. Eu sunt mai norocoasă că în unele zile mă mai pot odihni în timpul zilei o oră, ca să pot să-mi revin, că eu nu funcționez la oboseală, dar tatăl copilului e mai necăjit. Că după o noapte agitată merge la birou. Știi ce vreau să te întreb? În perioada asta au fost mame care ți-au mai scris că având probleme similare, că au trecut prin așa ceva? Da. Nu, prin așa ceva, nu, chiar. Dar m-au întrebat de kinetoterapie, de medici, de alimentație, diferite aspecte. Dar diagnosticul până la urmă care a fost? Are 16. 16 diagnostice? Da. Pentru că probabil sunt oameni care nu știu că ei sau la naștere, practic naștere prematură și atunci... Nu, principala lui problemă a fost displazia broncopulmonară. Cel practic n-a avut plămânii dezvoltați suficient de mult, dar asta nu era o problemă, adică trebuia doar timp ca să crească plămânul să poată respira singur. Când înainte să ia bacteria din spital, el avea... De fapt, ceva drama e de la bacteria aia din spital. Asta e atunci, în momentul în care a luat-o pe fondul problemelor pe care le avea,
a trebuit să fie intubat pentru că nu putea să mai respire singur. El până atunci respirând singur. Deci, practic, la spitalul singur. Ne trebuie să fie totul, cum să zic, sterilizat, impecabil, deci el a luat o bacterie și a stat 8 luni în spital. Ce pot să spun acum, da? Doamne ferește! Dar așa, adică cei care au trecut printr-un spital de la noi știu despre ce e vorba. Și în spitalele private mai există, nu e nicio... Nu e nicio surpriză, dar când ți se întâmplă ție e cam o surpriză. Că noi nu ne-am gândit la chestia asta. Ne-am gândit la cu totul și cu totul altceva, dar la asta nu ne-am gândit. Să întrebăm, e în regulă, nu e în regulă, poate ar trebui să fie mai ținut într-un loc, mai steril. Că el era ținut la... Na. Luca, vino încoace. Vino repede încoace. Hai că te caută el puțin mai târziu. Luca are niște corbițe senzaționale. Luca, te pup și abia aștept să ne întâlnim aici la emisiune peste câțiva ani. Nu de alta, dar tot am avut momentele astea când mămici însărcinate veneau la emisiune și apoi au ajuns copiii de 14 ani aici, mai înalt decât noi. Și a fost așa trece un șoc. Trece timpul incredibil de repede. Îți mulțumim frumoasă, mămică, și ai grijă de mulțumesc tine și te mai așteptăm cu mare drag oricând. Mulțumesc. Venim. O mămică superbă, Ramona Păuleanu, puteți să o găsiți pe Facebook, pe Instagram. Luca, salutări, Alexandra, salutări. Mulțumim mult și te așteptăm. Puteți să mă găsiți la piață. O vă rugăm frumos. La ce piață? Sunt peste tot. Deci șefa piețelor ea este. Mulțumim mult de tot. Ai grijă de tine și ne vedem cu drag. Haideți. Mulțumim mult. Hai acasă. Vă pupăm. Aveți grijă de voi.